Bine, aici. Aici, vină încoace. Vină încoace să apari și tu un video aici. Am înțeles. Ți-e somnic. Bine, e somn. Ia uite, rap. Bine, stai așa. Bună dimineața! Dimineața! Astăzi o să facem un unboxing noului prieten al lui Beni. Și nu coada lui. Lasă coada în pace. Lasă coada în pace. Lasă coada în pace. Dar nu stai cu curul la cameră. Stai și tu cu fața, uite. Stai și tu cu bădă. Cu bădă lumea. Măi. Noul prieten al lui Beni se cheamă Roventa Explorer S40. Beni, vrei să vezi, să vezi ce e în cutia asta aici? Beni se joacă cu osul ăla acum. Cu toate că ăsta a fost unul din motivele principale pentru care am ales rasa asta, care este Beni, și anume British Staffordshire Bull Terrier, este că nu lasă păr. Ne-am luat țeapă. În prima fază chiar n-a lăsat. În primele luni de viață chiar n-a lăsat păr. Și acum nu mai putem de fire de păr. Da, este plin. Dai cu aspiratorul acum, o oră mai târziu este plin de fire de păr de-a lui Beni. Și nu face nimic, pur și simplu se plimbă de aici pe acolo. Nici nu vreau să-mi imaginez ce înseamnă să ai un golden în casă sau ceva. Periem, îl spălăm. Și n-am nevoie de periaj. Da, da. Leneșii din noi și-au dorit un astfel de aspirator de multă vreme. Doar că acum a venit momentul. S-a umplut paharul, cum ar veni cu Beni, pentru că nu se mai poate, dai cu aspiratorul și dai degeaba, pentru că trebuie să dai de 2-3 ori pe zi ca să fie ok. Și astăzi vom face un unboxing la acest aspirator. Vi veni să vedem ce e în cutia asta? Ia! Ia să vedem! Pentru tine asta! Ia! Ce e aici? Beni inspectează. Cum așa arată cutia, am aici un cartonaș care acoperă. Beni, aici e interesant, nu acolo, să știi. Și asta este un fel de plic așa cu tot ce trebuie să știm despre aspirator. Perfect, nu ne trebuie, ca de obicei. Ăsta este aspiratorul, cu toate că pe cutie arată că e negru, e mai mișto alb. Să vedem. Opa, mă scuzați, n-am vrut. I-am dat drumul. Și stai bine. Stai să vezi când o porni, să vezi ce fugi tu de aici. Uite ce... Mamă, dar ce roți are ăsta, urcă scările, n-are niciun fel de problemă. Trebuie să-l închidem. Mă, vină încoace, unde pleci? Hai să mai avem o cutie. Avem o periuță și ceva de tăiat. S-ar putea să trească să citim niște instrucțiuni totuși. Și asta este o chestie foarte interesantă, care nu ne ajută neapărat aici, dar ne ajută în restul casei. Acolo unde este parchet. Cum e, Beni? Approved? Trebuie să fi luat aplicația înainte să-i dau drumul fără să ia. Fugi după el, Beni! Fugi după el! Ce e ăla? Ia! Ia că se întoarce. A, vine pe lângă tine. Vine după tine. Ce e asta, Beni? E foarte silențios. Nu face foarte multă gălăgie ca să-l sperie pe Beni. No, mă. Roade. Dacă te-a pus să-l rozi. După cum spuneam, ăsta este mop. Deci, dai drumul la aspiratorul ăsta și face absolut tot. Dă cu aspiratorul, dă cu mopul, face tot ce trebuie. Ia, Beni, vrei un mop? Ia un mop. Ia un mop. Ia să ștergi pe față. Asta chiar nu știu să-l folosesc, dar o să vedem. Asta este baza. Ia. Bam. Și baza asta. A, asta e o chestie foarte interesantă. O să o testăm în review complet al aspiratorului. Este o bandă magnetică cu care poți să delimitezi chestii, ca să-i faci niște limite, niște trasee aspiratorului. Ca să nu te atingă aspiratorul, Beni. Și asta este... Hai să punem... Hai să-l punem aici în priză. Uite, priza asta e ideală pentru baza asta. Zice că trebuie să aibă 1,50 m într-o parte, 1,50 m într-o parte și 2 în partea asta. Deci e perfect. Ia, l-a pornit Beni, văzut cu botul. Nu, 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 a dat cu boticul aici și l-a pornit. Ia, ce e aici? Ia, uite, ce e aici? Aici, aici, aici.
Uite aici, aici. Uite, l-a părit. Îl sunăm pe Beni și zicem: Beni, borește și tu aspiratorul. Dă-și tu, Beni, dă-și tu cu aspiratorul. Ah, te prinde. Te prinde. E interesant că sunt chestiile aia pe jos și ai văzut, a trecut pe lângă ele. Care-i faza, Beni? De ce fugi de el? Prietenul tău ăsta. Nou tău prieten, de ce fugi de el? Și uite, asta este baza. Și el stă, mă rog, se duce singur, îți dai seama. Faza foarte interesantă, de fapt, este aplicația. Oventa Robots. Dar nu mușca, nu mânca aspiratorul. Mă, ăsta nu-i de mâncat. Știi că Beni are o nebunie cu etichetele cu astea și îl atrag chestiile astea. Beri ăștia. Fos? Nu fos. Ia uite, română, România, perfect. N-am un cont încă, îmi creez un cont. Ia uite, Beni. Aici sunt. Mă, fii atent cât praf a strâns. S-a plimbat 2 minute pe aici și am dat cu aspiratorul când? Ieri. Ieri am dat cu aspiratorul. Uite și tu ce a făcut aici. Și ai văzut cât s-a plimbat, adică nu s-a plimbat cine știe ce. Dar știi ce mă interesează pe mine? Și cred că face treaba asta. Dacă ți-a părul tău. Dacă s-ar putea pe... Ana lasă mai mult păr decât Beni, da. Ce avem noi? Explorer Series 40. Se uitează. Un nume. Pa! Și vreau de mult să îi dăm un nume. Ce nume îi dăm? Nu știu, ce nume îi dăm? Dacă e prietenul lui Beni, cum să-i zicem noi? Tomi, că Tomi e prietenul lui Beni, da. Tomi. Ce consternat e Beni că... Mai e becul ăsta aici care clipește. Bă! Tu l-ai învățat să-l apese? Da. Ce miroase? E frică, ai văzut când se duce către el, e frică. Gata, Explorer Series 40 este conectat la rețeaua Wi-Fi. Mă, lasă perișorii ăștia, că ai văzut ce bine aspiră băiatul ăsta. Lasă-l. Tomi se actualizează. Avem răbdare. Facem update de soft și după aia... Video ăsta este doar un unboxing și o primă părere. Zi, Beni, care este prima ta părere despre acest aspirator? Să înțeleg că îți place, ești mulțumit, da? Acum poți să lași cât păr vrei tu. Cât păr vrei tu, poți să lași, nu-i problemă. Ce vrei să mănânci, degetele? Facem update și revenim. Gata, Tomi s-a actualizat și am dat start. Ia, să zicem că trebuie. Aha. Ia să vedem ce se întâmplă când se trece de lângă jucările lui. Înfigem perete și aia a fost. Vine aici. Bine, robotul e suficient de inteligent cât să aspire pe lângă toate rahaturile pe care le lași tu pe jos, dar ideal ar fi, dacă vrei să și facă treabă, să nu ai chestii pe jos. Da, uite, sunt, dacă vă uitați, chestiile astea, de exemplu, sunt de la un cauciuc. Uite, aici sunt mai mari. Sunt de la un cauciuc. Beni așa roade jucările, roade până le face mici, mici, mici. A plecat, a luat-o la primare prin casă. Încărcare. Ia să vedem, ar trebui... Să plece și să ducă la încărcat. Ia, vine după tine, Beni. N-are nicio problemă să urce peste o piatră. Dar vezi că, nu știu de ce, dar merge mai încet când se duce spre încărcare. Până acum a mers mai la băgaplan. Tomi se întoarce la stația sa de încărcare. Lasă-l mă în pace, mă! Lasă băiatul în pace. Gata. Tomi a revenit la stația sa de încărcare. Și aplicația e foarte mișto. N-am apucat să mă joc foarte mult cu ea, dar poți să-i programezi, poți să-i faci program în funcție de... Deci Beni este nebunit după de perișorie. Curățarea filtrului. Are foarte multe chestii aplicația, o să mă joc cu ea. Tocmai de-aia nici nu-i facem un review complet aspiratorului acum. O să-i facem aici și în casă
mediu optim ca să poată să curețe el singur și să lăsăm să curețe liniștit pe aici, să vedem ce și cum. Iar în review complet o să facem ceva, să încercăm să acoperim covorul sau cu ceva, cu făină, cu biscuiți, cu ceva, să vedem cât de tare este capabil să aspire. Cam atât pentru astăzi. Abia așteptam roboțelul ăsta ca să nu mai lase băiatul păr. Lasă slăbuța în pace. Nu poți să rozi perii aia și să rozi slăbuța? Lasă, gata. Nu, animalul e. Da, lăsăm pe... Hai să... Care-a bătut Tommy. Hai să vedem cât a aspirat în alea... E foarte mult praf în București. Da. Dar se pare incredibil, pentru că am aspirat de curând. Ce face, mă, Benny ăsta? Țipă la mine? Ia. 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 Ce face? Ce se aude? Ce se aude, mă, Benny? Gata. Cam atât pentru astăzi. Ne revedem data viitoare cu un review complet al noului nostru prieten. Pa! Zi pa, Tommy. Pa! Tommy și Ben. Pa! Oh, ce grea e viața! We'll be right back.